Momentul de omagiere a ilustrului intelectual transilvanian a fost organizat de Consiliul Județean Alba, Biblioteca Județeană Lucian Blaga, Asociația Cultural Patriotică Avram Iancu și Fundația pentru Unitatea și Integritatea României, 1 decembrie 1918. Cu prilejul zilei de naștere a lui Octavian Goga, am adus în atenția publicului un volum mai puțin cunoscut, apărut la editura Bălgra din Alba Iulia în 1998, ediție îngrijită de Mircea Cenușă, regretatul Mircea Cenușă. Volumul este intitulat Florile Tăcerii. Invităm pe cititori să ne tragă pragul, să răsfoiască acest volum, să-l citească, să cunoască pe Octavian Goga și dintr-o altă perspectivă, prin corespondența pe care acesta o are cuprinsă în volumul de față. De asemenea, îi invităm pe cititorii noștri să se apropie cu o privire proaspătă, cu o privire modernă, de textele lui Octavian Goga, care pot deveni o resursă importantă și de informare, și pentru jurnalistică, și pentru cercetători, și pentru elevi. Octavian Goga s-a născut la 1 aprilie 1881 în localitatea Rășinari. A fost poet, politician, prim-ministru al României în perioada anilor 1937-1938 și membru al Academiei Române din anul 1920.